Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă invit la un dialog pe tema datei de 30 decembrie, dată istorică importantă, 30 decembrie 1947, când România trece de la monarhie, trece la republică. Împrejurările sunt destul de cunoscute, istoricii au făcut suficiente studii, au vorbit suficient de mult despre ele, despre însemnătatea acestui eveniment din acel moment. Vorbim și despre rolul monarhiei sau ideii de casă regală și rolul casei regale după 1989 în România. În această seară la Vocile Iașului, invitat este Alexandru Muraru, care este cercetător științific la Departamentul de Științe Politice a Universității Alexandru Ioan Cuza. Cuza, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Este un cercetător care s-a plecat asupra subiectului, a publicat și această carte Cum supraviețuiește monarhia într-o republică, Regele Mihai, Românii și Regalitatea după 1989, carte care a fost publicată chiar în acest an. Aș începe cu această distincție, dacă este o distincție. Este o temă istorică sau este o temă politică aceasta despre monarhie? Este, cred, în primul rând o temă statală. Este o temă care ține de identitatea României, este o temă profundă, nu este o temă care să fie vehiculată odată la 4 ani sau în funcție de ciclurile electorale sau de dezbaterile partidelor politice, deși în multe cazuri a fost fie confundată, fie utilizată în cei 26 de ani pentru a acoperi alte teme, fie de multe ori pentru a acoperi un gol politic pe care această temă statală îl dă din profunzime. Cât este de actuală tema aceasta? Discuția despre monarhie, discuția despre promonarhiști, antimonarhiști, indiferenți? Este o temă foarte, foarte actuală, va fi și în perioada următoare, a fost în toți cei 26 de ani. România are o situație particulară în această parte a Europei, în primul rând pentru că România este singurul stat din Balcani și din Uniunea Europeană, din cele 28 de state membre, care are o familie regală nedomnitoare, foarte activă, o familie care are ca șef al ei pe singurul supraviețuitor șef de stat în viață, participant efectiv la cel de-al doilea război mondial. Deci regele Mihai este în momentul de față singurul șef de stat în viață din lume care a fost conducătorul unei națiuni participante la cel de-al doilea război mondial, și acesta este un lucru important, mai mult decât important, este fundamental pentru istoria recentă a României și pentru toată istoria post-belică. Este un subiect foarte arzător, pentru că familia regală a României a trecut printr-o dramă, pentru o tragedie enormă, aceea de a pierde efectiv tronul și de a traversa un exil dureros urmat de alți 7, după alții 11 ani de opreliști, revenind la statutul de casă nedomnitoare. Și sunt specialiști, comentatori, analiști politici care spun că modul în care se prefigurează astăzi lucrurile, modul în care se poziționează familia regală, se află într-un proces de reinstituționalizare, de instituționalizare, pentru că în multe cazuri, în relațiile cu actorii politici, cu celelalte instituții, familia regală este văzută efectiv ca o instituție, deși este, conform statutului, o comunitate de familie cu reguli autonome. Încă din decembrie, încă în 1947, regele Mihai era ultimul lider care reprezenta regimurile de dinainte de cel de-al doilea război mondial. În 30 decembrie el este forțat să abdice, împrejurările, spuneam, sunt destul de cunoscute, chemat de la Sinaia de către premierul de atunci, Petru Groza, îi se pune la dispoziție actul de abdicare pe care să-l semneze, solicită 24 de ore de gândire, îi se acordă 10, împrejurările, istoricii vorbesc despre
amenințări. A fost o grevă regală în acel an, dacă mi-amintesc bine. Ea începe în 1945 chiar, când guvernul Groza refuză să demisioneze, un guvern impus cu forța. Apoi, sigur, vin alegerile din 1946, regele instituie greva regală, un fenomen unic, trebuie spus, în lume, prin care refuză să promulge actele emise de legislativ și de către executiv. În 1946 se petrec acele alegeri fraudate, câștigate de comuniști, evident printr-un fals grosolan. Sigur că toate lucrurile care se petrec după 1944 sunt lucruri grave, care arată că România intră în sfera sovietică. Instituția monarhică rămâne ultimul bastion, practic, în calea comunizării României. Cum se știe, în vara lui 1947 sunt desființate partidele istorice, Partidul Național Țărănesc și PNL se autodizolvă. Existau două instituții în calea instaurării comuniste. Partidele istorice și Casa Regală. Și Casa Regală. Trebuie spus că România, cum ați precizat și dumneavoastră, rămăsese ultima monarhie constituțională din regiune. Bulgaria și Iugoslavia fusese ultimele unde monarhia fusese abolită, dar România rămâne și astăzi, la 26 de ani după prăbușirea comunismului și la 68 de ani după 1947, rămâne singurul stat din Europa pentru care prăbușirea comunismului, instaurarea comunismului și prăbușirea comunismului nu au fost supuse unei plebiscitări, inclusiv schimbarea formei de guvernământ. Și aici discuțiile sunt foarte profunde. Istoricii, analiștii, cei care s-au ocupat, constituționaliștii, de această chestiune au stabilit în mod clar că impunerea, trecerea de la monarhie constituțională la republică s-a făcut printr-o ilegalitate, printr-un fals constituțional. Eleodor Focșăneanu, un jurist eminent care s-a ocupat de acest lucru, spunea la un moment dat, identifica trei chestiuni majore care au dus la instaurarea Republicii după acest act de abdicare impus cu forța, un șantaj istoric, și anume că, 1, adunarea constituantă era în vacanță de pe 20 decembrie 47 până pe 20 ianuarie 48, nu există un act de convocare a ei, de asemenea nu putea o adunare parlamentară să modifice Constituția, ci o adunare constituantă care excedea atribuțiile sale și era nevoie de o adunare constituantă, lucru care nu a existat. Trebuie spus că Mihail Sadoveanu a fost cel care a condus acea ședință din 47. Groza și cu Gheorgheu deja au plecat imediat în dealul Patriarhiei, unde s-a făcut această ședință care a durat 45 de minute și în care listele de deputați erau false. Mulți n-au mai ajuns la convocarea formală care a existat. Deci lucrurile sunt destul de clare. Winston Churchill, trebuie spus, a fost cel care l-a îndemnat pe rege să revină în România. Regele a fost la nunta, într-un eveniment de stat, de familie, la nunta principesei Elisabeta II, fiica regelui George al VI-lea. Să revină sau să nu revină? Să revină în țară. Churchill a spus în mod textual că un rege trebuie să fie curajos. Sigur că regele nu avea îndoieli. A revenit. Comuniștii se așteptau să rămână. Comuniștii se așteptau să rămână. I-a dat un răspuns negativ, pentru că regele a întrebat dacă guvernul ăsta era procedura. Este de acord cu Logodna, cu principesa de Bourbon Parma, cu actuala regină Ana, soția regelui Mihai. Comuniștii au dat un răspuns negativ. Regele s-a întors cu mama sa, iar pe data de 29 decembrie, cât erau, sărbătoreau anul nou și Crăciunul, sărbătorile de iarnă la Peleș, au telefonat secretarului regal și au spus că este invitat regele într-o audiență cu primul ministru la Palatul Elisabeta de pe Chiselev din București pentru o chestiune de familie. Regele, înțelegând că această chestiune de familie se referă la logodna refuzată anterior de guvern.
Sigur că pe 3 ianuarie familia regală și, de fapt, regele, mama sa și două din mătușile sale, principesa Ileana și Elisabeta, pleacă într-un exil lung care va dura până în 1990, în decembrie, 24 decembrie, apoi până în 92, apoi iarăși până în 97 și o revenire definitivă în mai 2001 a familiei regale în țară. În această perioadă, după 1990, ce se întâmplă? Cum evoluează rolul casei regale și care este rolul în... La un moment dat era ambasador onorific al României pentru integrarea în structurile europene. Da, regele spune încă de pe 4 martie 1948 de la Londra, pe 5 martie mai exact, deci la câteva luni după abdicare, că actul impus este nul și neavenit, nu se simte în niciun fel legal de acest act și că renoiește jurământul pe care l-a făcut în fața Parlamentului, jurământul luat în fața românilor. Știți foarte bine, regele a deținut calitatea de monarh al României între 1927 și 1930 și între 1940 și 1947. Sigur că demnitatea, statutul de rege rămâne pentru totdeauna. Funcția politică este cea care este decuplată de funcția aceasta spirituală și, mă rog, care ține de demnitatea națională. În toți anii aceștia, Mihai I a fost o prezență vie pentru români, a contribuit în mod activ alături de familia sa la marile procese pe care România le-a parcurs după 1989, la integrarea în NATO și în Uniunea Europeană, pentru că regele a spus în mod clar că reconectarea României la marea familie europeană rămâne unul din obiectivele sale, din obiectivele vieții sale. Au fost acele turnee în 1997, în 2001, în 2002 pentru aderarea României la NATO și apoi pentru aderarea României și integrarea în Uniunea Europeană. Ulterior, și există astăzi o colaborare bună, aș spune, între instituțiile statului român și Casa Regală România. A existat o perioadă de 7 ani, între 2002 și 2008, și o funcție de înalt reprezentant al Guvernului României pentru integrare, cooperare și dezvoltare durabilă, o funcție de reprezentare pentru un membru al familiei regale. Astăzi, sigur că familia regală se află în altă etapă istorică, aceea a fost, să spunem, o etapă în care și-a pus tot efortul la dispoziție. Astăzi, familia regală este o structură proprie, cu o instituție în adevăratul sens al cuvântului, cu un aparat propriu, cu vizite externe. Vă spun aceste lucruri ca să înțelegeți că această cooperare nu este numai una formală, una informală, ci este și formală, este oficială. Vizitele pe care familia regală astăzi le face în afara țării, în Europa și în lumea întreagă, sunt puse de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe. Deci nu e o chestiune strict privată prin care, pentru că familia regală are deja un pilon instituțional foarte stabil. Vizitele pe care, spre exemplu, le face în Republica Moldova au o importanță strategică și statul român în cuprinsul său foarte... Vizitele sunt foarte bine primite și de către administrația românească și de către cea moldovenească. E un aspect de acesta, de Republică Monarhică, așa cum se cheamă un alt volum de al dumneavoastră, dar vreau să vă întreb care este legătura familiei regale, care este legătura lui Mihai I cu Iași. În 1997, dacă mi-aduc aminte bine, este primit la Iași. Așa este, cu 10.000 de români în fața Palatului Culturii, cu o vizită foarte bine
organizată. Atunci știu că primar era Constantin Simiraș, președintele Consiliului Județean era Liviu Antonisei. Liviu Antonisei, exact. S-au implicat amândoi, chiar apar în fotografiile vremii, nu una din fotografiile incluse în carte. Legătura este foarte puternică. Într-un discurs, la un moment dat, un membru al familiei regale spunea că Iașul e unul din orașele care poartă coroana României. Aproape toate instituțiile de cultură și instituțiile administrative din Iași sunt legate, au fost ctitorite într-un fel de diversi monarhii României, de la Palatul Culturii până la Palatul Rosnovanu și de la Biblioteca Centrală Universitară până la aportul pe care Carol I l-a dat Universității Alexandru Ioan Cuza, chiar dacă ea a fost înființată pe vremea colonelului Cuza. De asemenea, au mai existat frecvente legături și o legătură foarte importantă. Principele Radu, de soțul, principele consort, soțul principesei moștenitoare Margareta, este ieșean, născut aici în 1960, absolvent al Liceului Negruțe și apoi al Universității Teatrale. Vă spuneam, au existat foarte multe proiecte pe când principele avea această poziție oficială cu diverse instituții din Iași. Ultima vizită a familiei regale a fost chiar de Sfânta Parascheva, de sărbătoarea religioasă Parascheva, când principele și principesa au venit la invitația mitropolitului Teofan. Iar familia regală, dacă nu mă înșel, a fost aici în 2011. Cred că în 2011 a fost de sărbătorile de Paște, deci mă refer la regele și regina și principele și principesa. Pentru că nici nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, cum putem răspunde pe scurt la întrebarea care e partea principală a titlului din acest volum? Cum supraviețuiește România într-o republică? Aș spune că supraviețuiește din ce în ce mai bine. Cred că e ușor nepotrivită chestiunea unui referendum pus astăzi în România, pentru că după 1947 terenul politic, social, economic a fost deturnat la 360 de grade, în sensul în care propaganda comunistă a aruncat monarhia într-o lumină nefavorabilă. După 1990 eu nu văd decât o operă pozitivă, cu detractările de rigoare și utilizările despre care v-am vorbit și despre care vorbesc în carte. Supraviețuirea monarhiei este un proces de lungă durată, este un proces foarte complicat, nu se poate încheia la o generație după 1990, care s-a întâmplat, o generație are cam 25 de ani și practic intrăm în a doua generație după 1990. Cred că va dura decenii, dar românii cu siguranță vor avea momentul când vor fi puși să spună un punct între formele de guvernământ. Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog, Alexandru Muraru, despre cum supraviețuiește monarhia într-o republică. De altfel, Alexandru Muraru a primit și o decorație din partea Casei Regale în acest an, dacă mi-aduc aminte foarte bine. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la ora 17:35. Seară liniștită!